Mulțumesc frumos că pentru a doua oară vă faceți timp să încercăm să discutăm despre infertilitate. Și înainte să începem, aș vrea să ne spuneți unde vă găsesc cuplurile care au nevoie de un specialist în infertilitate. Bună seara tuturor! Mă găsesc la Clinica Ginera, care este o clinică specializată în fertilizare in vitro și tratamentul infertilității. Este una dintre cele mai vechi și mai mari clinici din București și acolo lucrez de peste 10 ani. Ziceți-ne câteva lucruri despre competențele dumneavoastră și despre, să zicem așa, specialitatea sau specializarea, supra-specializarea dumneavoastră în infertilitate. Da, sunt medic primar de obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale cu supra-specializare în fertilizare in vitro și tratamentul infertilității cuplului. Am competențe în ecografie obstetricală, chirurgie laparoscopică, histeroscopie, colposcopie și planificare familială. Într-adevăr, este vorba de o supra-specializare aceasta de tratamentul infertilității cuplului. Din păcate, sunt din ce în ce mai multe cupluri care se investighează și care ajung la concluzia că au o problemă și vorbim de această problemă de infertilitate. Nu știu dacă vă iau așa pe nepregătite, dacă vă întreb, dacă știți cumva, e cel puțin estimativ, cam câte cupluri ați ajutat să aibă copil, cel puțin un copil. Cred că am trecut de 200 de cupluri. Acum, clinicile acestea, noi avem paciente care vin din toată țara, nu numai din apropierea, din orașele limitrofe Bucureștiului, dar am avut și paciente din Iași, din Baia Mare, din Satu Mare, multe paciente din zona aceasta, Constanța, Brăila. Sunt multe paciente care vin și din afara țării, sunt persoane care lucrează în afara țării și au auzit de noi și își fac timp să ajungă la noi în concediu, își iau concediu special pentru așa ceva. Acum, și să intrăm profund în subiectul pe care ne-am propus să-l discutăm și să începem prin a ne spune sau a ne lămuri dumneavoastră dacă infertilitatea este o boală sau este altceva. Da, cu siguranță este vorba de o boală. Infertilitatea este o boală care, ultimele statistici ne-au spus că afectează cam unul din șase cupluri aflate la vârsta reproductivă. Dacă vorbim de o țară dezvoltată economic, chiar de unul din patru cupluri. Și ultimele statistici dădeau așa o estimare de aproape de 50 de milioane de cupluri afectate la nivel mondial de infertilitate. Infertilitatea noi o definim ca absența sarcinii după un an de contact sexual neprotejat cu o frecvență rezonabilă. Asta înseamnă un contact de minimum 2 ori pe săptămână. Care sunt factorii de risc care favorizează apariția infertilității? Când vorbim de factori de risc, în primul rând putem să menționăm factorii care se aplică la amândoi partenerii, și la femeie și la bărbat, și aceștia sunt factorii care țin de stilul de viață. Și aici vorbim de fumat. Dintre toți factorii aceștia de mediu, de viață, fumatul este cel mai clar incriminat în patologia aceasta, în infertilitate, de consum excesiv de alcool, de obezitate, kilogramele în plus afectează clar potențialul fertil și la femeie și la bărbat. Contactul sexual neprotejat cu parteneri multipli, stresul, bineînțeles, cu toții suntem stresați în zilele acestea și este destul de greu să-i spui cuiva să nu se mai streseze. Bineînțeles, unele medicamente, expunerea la substanțe toxice, la radiații. Dacă ne referim la femei, atunci vorbim despre vârsta de peste 35 de ani, pentru că fertilitatea scade de-a lungul întregii vieți, atât la femei cât și la bărbați. La femei se pare că fertilitatea maximă este undeva în jurul vârstei de 25 de ani, după care ea începe să scadă. E, de la 35 de ani începe să scadă într-un ritm care este foarte accelerat. Și atunci vârsta peste 35 de ani este un factor de risc. Curetajele uterine dând antecedente, un alt factor de risc, pentru că un curetaj este o manevră în orb care poate duce la o sinechie, adică se alipesc pereții uterului unul la altul și atunci nu mai ai cum să obții sarcina.
Femeile cu mese neregulate sau absente, femeile cu endometrioză, cu cazuri moderate sau severe de endometrioză, femeile care au avut boli cu transmitere sexuală sau infecții pelvine în antecedente, în principiu ne referim la anexite, infecția cu clamidia, cu micoplasma, cu ureaplasma, cu gonococ și alte boli cronice sau cancer. Dacă ne referim la bărbat, și aici avem bolile cu transmitere sexuală sau infecțiile în antecedente. Cazurile de varicocel este o patologie destul de frecventă. Intervențiile chirurgicale în sfera urologică sau intervenții la nivelul abdomenului în antecedente. Cazurile de oreion care au debutat după pubertate, deci cu afectarea testiculelor. Sau cazul de cancere, tot așa, în care s-a făcut chimioterapie sau radioterapie. Ați amintit de infecțiile cu transmitere sexuală sau infecțiile în general ca fiind o cauză de infertilitate. Printre acestea se numără și infecțiile cu sau candidozele vaginale, pentru că sunt foarte multe femei care au episoade repetate de candidoze. Da, candidoza nu se numără printre infecțiile care duc la infertilitate. Este clar o infecție supărătoare și, așa cum ați spus, este o infecție caracterizată de un potențial foarte mare de recidivă, dar nu este o infecție care să ducă la infertilitate. Nu, ne referim la infecția cu clamidia, micoplasma, ureaplasma, gonococ. În principiu cam acestea ar fi. Când trebuie să se gândească un cuplu că e posibil ca să aibă o problemă de infertilitate și evident să ceară ajutorul unui specialist? Care sunt, mă rog, criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească sau pe care să le aibă în vedere ca să se gândească la această boală? Cel mai important criteriu este timpul, anume perioada de contact sexual neprotejat. Sunt foarte multe cupluri care încearcă să obțină un bebe, nu reușesc și ajung la un medic ginecolog care nu este specialist în infertilitate. E, atunci acel medic poate chiar le face investigațiile și testele corecte, ca să zic așa, uneori nu găsește nicio cauză și le spune: este totul perfect, trebuie să încercați. Și ei încearcă și încearcă și anii trec. Și femeia și cuplul respectiv reușește să ajungă după o perioadă de 5 ani la un medic specialist în infertilitate, dar în momentul acela este prea târziu. Deja femeia a ajuns la 42 sau 43 de ani și rezerva ovariană este extrem de redusă, fertilitatea este extrem de redusă și nici măcar prin fertilizare in vitro nu mai putem să obținem sarcina. De aceea, orice cuplu trebuie să știe că în momentul în care are o perioadă de un an de contact sexual neprotejat sau după vârsta de 35 de ani, la femeie mă refer, 6 luni de contact sexual neprotejat, trebuie să caute un specialist în infertilitate. Acum că tot ați menționat de rezerva ovariană, deși îmi pregătisem, să zic așa, punctual această întrebare mai spre sfârșit, haideți să o discutăm la momentul ăsta pentru că ați amintit-o și poate că e bine să o legăm de răspunsul dumneavoastră. Da, rezerva ovariană se referă la numărul de ovocite, de celule sexuale ale femeii, pe care aceasta le are. Din păcate, este vorba de o diferență fundamentală între femei și bărbați, anume, rezerva de celule sexuale la femei este finită. Ele se nasc un anumit număr de ovocite care nu mai au după aceea cum să apară din nou, cum să crească. Numărul acesta se află într-o continuă scădere. La bărbați este altfel, celulele sexuale spermatozoizi se produc constant de-a lungul vieții. Și atunci rezerva aceasta ovariană este condiționată genetic. Fiecare femeie are o rezervă mai mare sau mai mică în funcție de zestrea ei genetică. Și dacă ne referim la numărul de ovocite, ca să facem așa un grafic descendent, în momentul în care fetița se află în uter, la 20 de săptămâni de sarcină, ea are numărul maxim de ovocite, nu sunt încă ovocite, dar să le numim așa, undeva în jur de 6-7 milioane. Și apoi ele încep să moară, când fetița se naște mai are 1-2 milioane de ovocite, când a ajuns la pubertate mai are 400-500 de mii, iar dintre acestea, de-a lungul vieții reproductive, vor fi folosite, vor fi ovulate undeva între 300 și 400 de ovocite. Și asta constituie rezerva ovariană pe care o tot evaluăm și o căutăm noi.
Acum, să revenim la subiectul discuției și anume la infertilitate. Cum se diagnostichează infertilitatea la femeie și cum se diagnostichează infertilitatea la bărbat? Că bănuiesc că sunt criterii și pașii diferiți. Da, sunt într-adevăr pași diferiți, adică la analizele, testele și investigațiile pe care le facem la femei și la bărbat sunt diferite. La femeie, în primul rând, dacă ne referim la testele de sânge, ne referim la dozările hormonale și aici primul cu care încep este că trebuie să facă un AMH. Este foarte cunoscut în lumea din fertilității acest AMH, este vorba de un hormon care evaluează rezerva ovariană. Ca să zic așa, este atât de simplu pentru o femeie să-și investigheze fertilitatea, nu în totalitate, dar să înceapă cu acest AMH. Orice femeie după 30 de ani care nu are copii și nu vrea în momentul acela să facă copii sau nu are un partener stabil, trebuie totuși să se gândească cum stau eu cu fertilitatea și ajunge să-și facă un test din sânge, un AMH. Și în funcție de acela ne orientăm. Cu siguranță mai sunt multe alte dozări hormonale, funcția tiroidei, TSH, FRT3, FRT4, prolactina este un alt hormon pe care îl căutăm și care influențează potențialul fertil. Dozările hormonale care se fac la începutul ciclului, în zilele 2, 3 sau 4. Mă refer la FSH, la LH și estradiol. Pe lângă aceasta, pe lângă dozările hormonale, dozările din sânge, avem teste de imagistice. Principala investigație de imagistică cu care lucrăm noi este ecografia transvaginală. Această ecografie ne poate spune foarte multe lucruri despre organele genitale interne, despre uter și despre ovare. Adică vedem la nivelul uterului cum arată endometrul femeii, care este foarte important pentru potențialul ei de a obține o sarcină. Vedem cum arată ovarele, numărăm foliculii pe ovare și facem de așa numită numărătoare de folicule antrali, un AFC. AFC-ul acesta este echivalentul ecografic pentru dozarea de AMH. Ne arată câți folicule are femeia pe ambele ovare. Și acești doi indicatori, un AFC la ecografie și un AMH din sânge, sunt principalii marcări de evaluare a rezervei ovariene. Pe lângă asta, mai sunt investigații care sunt anume gândite, investigații imagistice, pentru a vedea dacă trompele uterine sunt permeabile. Și aici avem histerosalpingografia, care este o radiografie de tract genital cu substanță de contrast. Printr-un cateter se injectează substanța aceea de contrast opacă, care apoi ajunge prin vagin, prin col, urcă în uter și iese prin trompe în cavitatea peritoneală. Și astfel noi vedem cum arată uterul și cum arată trompele. Sau se poate face o sonohisterografie, care este același lucru, însă este o ecografie cu substanță de contrast. Se mai pot face proceduri care țin de endoscopie, adică histeroscopie și laparoscopie. Se pot folosi și acestea în algoritmul diagnostic și terapeutic la femeie. Histeroscopia înseamnă o endoscopie în interiorul uterului, adică vedem în timp real cu o cameră video cum arată uterul interior și în acest fel putem și să diagnosticăm, însă și să tratăm o problemă, ca un mic polip, o sinechie, un caz de endometrită cronică. Laparoscopia înseamnă același lucru, o procedură de endoscopie, însă în cavitatea peritoneală. Ea vede uterul, ovarele și trompele. Și atunci putem să și diagnosticăm, însă și să tratăm ceva la nivelul trompelor, la nivelul ovarelor. Și bineînțeles că mai sunt, dacă vorbim de investigații la femeie și anumite teste speciale, teste și investigații speciale pe care nu le folosim chiar de rutină, care și-au dovedit mai mult sau mai puțin utilitatea prin studii științifice concrete, și anume teste genetice, să facem un cariotip la femeie, să vedem cum stă cu cromozomii, teste de receptivitate a endometrului, vestitul test ERA, testele de trombofilii, trombofiliile congenitale sau trombofiliile dobândite care sunt cauză de pierdere recurentă a sarcinii. Și mai sunt multe altele care sunt ușor discutabile vis-a-vis de suportul științific. Dacă vă Faceți și spuneți. teste pentru boli cu transmitere sexuală atunci când vine cuplul la dumneavoastră pentru evaluarea infertilității?
Da, din punct de vedere legal, suntem obligați să le facem la ambii parteneri testele pentru hepatite, hepatita B și hepatita C, pentru HIV și VDRL. Legea este că aceste teste trebuie să fie făcute în ultimele 3 luni. Pe lângă asta, în protocolul de investigații, la femeie, facem din secreția cervico-vaginală test Papanicolau, testare clamidia, testare micoplasma și ureaplasma, testare gonococ, culturi de col și examen de secreție vaginală. Da, știți de ce v-am întrebat treaba asta? Pentru că de foarte multe ori atunci când îi dai o listă de investigații unui pacient sau unei paciente, sunt foarte multe cazuri în care zice, haide domne, dar nu se poate și cu mai puține. Da, acum s-ar putea ca pacienții care se luptă cu infertilitatea și mai ales femeile care se luptă cu infertilitatea să fie o specie aparte de paciente. Sunt foarte multe paciente care sunt foarte bine informate, sunt grupuri care există în mediul online, pe aplicațiile acestea de social media, unde femeile sunt destul de bine informate și cuvinte ca histeroscopie, histerosalpingografie, AFC, AMH și așa mai departe sunt extrem de cunoscute în aceste medii. Din potrivă, din punctul meu de vedere, este mai posibil ca o pacientă să ia nume de rău medicului că nu i-a dat anumite teste decât că i-a dat prea multe. Cu siguranță că vorbim de un factor limitativ și anume de factorul financiar. Și aici putem să intrăm în altă discuție despre programele de rambursare și de susținere din partea municipalității și a statului. În fine. Și acum să trecem la partea de diagnostic a infertilității la bărbat. Am discutat pe larg despre infertilitatea la femeie și cum se diagnostichează și acum să trecem și la partener, că nu putem să abordăm lucrurile așa. Doar la un partener. Cu siguranță și bărbatul, da, asta era vorba de o concepție din aceasta un pic mai, ca să zic așa, veche. Și anume, mulți bărbați care ajungeau la noi erau convinși că problema se află la soție sau la parteneră. Însă, de fapt, am văzut și statistica ne arată că dacă ne referim la cauzele de infertilitate, femeia cam 30-40% dintre cauze, bărbatul 30-40% dintre cazuri, mixtă undeva 20% și mai este și infertilitatea de cauză neexplicată. Bun, la bărbat cum se diagnostichează infertilitatea? Testul de bază este vorba de spermogramă, adică bărbatul dă o probă de spermă și sperma este analizată la laborator. Se identifică mai mulți parametri, este vorba de concentrația în spermatozoizi a spermei, de motilitatea acestora, de procentul de forme normale, volumul spermei, pH, sunt mai mulți parametri. În funcție de acești parametri, mandrologul pune un diagnostic dacă sperma este normală sau nu este normală. Și dacă vorbim de o spermă afectată, atunci vorbim de grade diferite de afectare a spermei și în funcție de aceasta de anumite tehnici de reproducere umană asistată. Trecând mai departe de spermogramă, există teste de fragmentare a ADN-ului spermatic, pentru că s-a văzut că anumiți factori, cum ar fi stresul oxidativ, cum ar fi fumatul, cum ar fi anumite radiații, inclusiv telefonul ținut în buzunarul de la pantaloni, toate acestea duc la scăderea, la creșterea, pardon, a fragmentării ADN-ului spermatic și sunt teste concepute special pentru așa ceva. Și dacă nici aici nu se găsește o cauză, atunci bineînțeles că trimitem bărbatul la un medic androlog, un medic cu specializare în infertilitate masculină, care poate să-i facă un examen clinic, o ecografie testiculară ca să vadă, de exemplu, un varicocel, teste hormonale, teste genetice și așa mai departe. Acum că ați pomenit despre scăderea viabilității spermatozoizilor dacă se ține telefonul prea mult în buzunarul pantalonului. Da. Și aici circulă o mulțime de povești din ăștia conspiraționiste sau teorii conspiraționiste. Cam care este timpul pe care trebuie să-l petreacă un bărbat cu telefonul în buzunarul de la pantaloni, astfel încât să îi fie afectată viabilitatea spermatozoizilor?
Din păcate nu vă pot spune un interval anume. Au fost unele studii care au arătat o afectare a ADN-ului spermatic în funcție de cât de mulți, însă nimeni nu a găsit un cut-off. Adică cineva care să ne spună, domnule, de la 2 ore în sus este rău, de la 2 ore în jos este bine. Pentru că acum știți cum e, teoriile conspirațiilor sunt multe și printre acestea se numără și faptul că și sistemele wireless și undele radio și toate chestiile astea afectează într-o oarecare măsură sănătatea omului, printre care și sănătatea reproductivă, ca să spun așa, egal de opotrivă și la bărbați și la femeie. Da, părerea mea este că absolut tot ce este în jurul nostru din exces ne afectează. Dar așa cum vă spuneam, nu știu să vă zic și nu se știe un cut-off, cineva să spună că peste un anumit interval de timp face rău. Hai să trecem mai departe și să discutăm acum că asta de fapt este punctul culminant al discuției noastre și anume partea de tratament a infertilității. Cred că cei care se vor uita la această înregistrarea noastră vor fi foarte interesați să afle cum se rezolvă problema până la urmă. Și aici vreau să împărțim discuția în două. Dacă problema e la bărbat, ce e de făcut? Dacă problema e la femeie, ce e de făcut? În principiu sunt puține momente în care noi putem să împărțim, ca să zic așa, problema. De regulă vorbim de infertilitate de cuplu și atunci noi luăm cuplu ca atare un întreg și în felul acesta alegem o anumită tehnică de reproducere umană asistată sau un anumit tratament în funcție de problema cuplului. Dacă ne referim la tratament, cum abordăm tratamentul? În primul rând putem să tratăm fie medicamentos, fie printr-o tehnică de reproducere umană asistată. Medicamentos înseamnă să tratăm disfuncțiile de ovulație. Sunt multe femei care nu ovulează sau ovulează foarte rar. Și atunci noi avem medicație de stimulare a ovulației și începem cu o medicație ușoară, cu niște pastile, și apoi trecem la injecții și în felul acesta căutăm să producem ovulația la acea femeie și sunt cazuri de infertilitate, ca să zic așa, mai ușoară, mai simplă de rezolvat, la care femeia nu ovulează, noi îi producem ovulația și are contact sexual dirijat și atunci obține sarcină. Dacă este vorba de o cauză mai profundă, atunci nu este suficient atâta lucru și atunci trecem la o tehnică de reproducere umană asistată și aici vorbim în principiu, dacă este să reducem lucrurile, la două tehnici: inseminarea intrauterină sau tehnica de fertilizare in vitro. Procedura de inseminare o folosim atunci când avem un caz de infertilitate de cauză masculină minoră, adică o afectare ușoară a spermei. Atunci când avem cazurile de disfuncție de ejaculare și trebuie să folosim o tehnică de inseminare prin care să introducem sperma în uterul partenerei, atunci când avem infertilitate de cauză necunoscută sau în cazurile în care folosim sperma de la donator. Fertilizarea in vitro este rezervată cazurilor mai grave de infertilitate, și anume infertilitatea de cauză tubară a fost principala indicație pentru fertilizare in vitro. Pentru asta s-a inventat de fapt tehnica de fertilizare in vitro, atunci când avem afectarea bilaterală a trompelor uterine. Fie că sunt obstruate, fie că sunt absente, că au fost excluse chirurgical, fie că sunt afectate foarte grav. Atunci când avem patologie masculină majoră, când avem o spermă foarte grav afectată, atunci când am folosit alte tratamente convenționale și n-am reușit să obținem sarcina. În cazurile de endometrioză severă, în cazurile de rezervă ovariană redusă, când femeia mai are foarte puține ovocite și sunt de proastă calitate, sau în cazurile, ca să zic așa, mai speciale. Cazurile mai speciale, ce vreau să zic cu asta? Atunci când avem cazul de exemplu, de donare de celule reproductive. Se face donare de ovocite, se face donare de spermă, se face donare de embrion.
În toate aceste cazuri trebuie să folosim o tehnică de fertilizare in vitro. Sau dacă avem situații în care vrem să facem diagnostic genetic preimplantațional. Ce înseamnă asta? Vrem să vedem, înainte de a folosi un embrion, de a-l transfera în uter, vrem să vedem dacă are o problemă genetică. Și pentru a putea să facem asta, trebuie să folosim o tehnică de fertilizare in vitro. Sau o altă situație particulară este mama surogat sau mama purtător. Sunt niște denumiri care pot părea un pic ciudate. Mă refer aici la unele femei care, de exemplu, nu mai au ute și atunci ele nu pot fi ajutate în a obține o sarcină decât prin situația în care o altă femeie poartă copilul acelei femei și îl naște. Și asta se numește mamă surogat sau mamă purtător. Și ultima situație în care este neapărat necesară o tehnică de fertilizare in vitro este situația de crioconservare. Crioconservare de spermă sau crioconservare de ovocite. În anumite situații, fie din punct de vedere social, așa numitul social freezing, atunci când la vârsta de 30 de ani, să zicem, nu ai niciun partener sau nu vrei să faci atunci un copil și vrei să faci crioconservare de ovocite, sau când urmează, de exemplu, să ai, din păcate, Doamne ferește, un tratament care îți va afecta grav fertilitatea. Ai o formă de cancer și faci radioterapie sau chimioterapie și atunci devii, de fapt, infertilă. Procedura respectivă te sterilizează. Și înainte de asta poți face crioconservare de ovocite. În toate aceste cazuri se indică și se folosește fertilizarea in vitro. Cum se face concret, așa, în pași mari, această fertilizare in vitro? Ce presupune exact? Ce presupune fertilizarea in vitro? Înseamnă că femeia trebuie să înceapă un tratament, un tratament care se face cu injecții. Sunt mai multe tipuri de protocoale. De regulă, acum, în majoritatea cazurilor, folosim așa numitul protocol scurt. Asta înseamnă că la menstruație femeia este reevaluată și dacă este ok, atunci poate să înceapă acest tratament. Este vorba de un tratament cu injecții, pe care în principiu noi o învățăm cum să și le facă singură sau poate să le facă soțul. Timp de în medie 10-12 zile, vorbim de microdoze, tocmai de aceasta folosim injectare repetată în fiecare zi, pentru că este vorba de doze foarte mici de hormon. În timpul acesta femeia vine la clinică pentru 2-3 ecografii pentru a vedea cum cresc foliculii în ovarele dânsei. Apoi ajunge la momentul puncției ovariene. La puncție, femeia este sub anestezie și pe cale transvaginală înțepăm ovarele și extragem din folicul ovocitele. Partenerul dă proba de spermă. În laborator facem fertilizarea, obținem embrionii. Sunt cultivați în laborator, sunt crescuți în laborator câteva zile și apoi la un anumit număr de zile are loc embriotransferul. Transferăm embrionul cu un cateter foarte fin, foarte subțire în uterul femeii. Și cam asta înseamnă în mare procedura de fertilizare in vitro. Care sunt șansele de reușită pentru o procedură de fertilizare in vitro? Sau câte astfel de proceduri trebuie să încerce un cuplu astfel încât să se ajungă la o sarcină? Da, este o întrebare foarte bună, pentru că sunt unii pacienți care, din păcate, nu sunt bine informați și cred că dacă vor face o procedură de fertilizare, aceasta le garantează obținerea sarcinii. Și, din păcate, lucrurile nu stau așa. Ratele de reușită sunt, depinde cum măsori succesul. Dar dacă te referi la rata de reușită pe un embriotransfer, rata de sarcină pe Europa este undeva sub 40% pe un embriotransfer. Și în America este cam la fel. Undeva în jur de 40%. De exemplu, la noi în clinică, pe anumite populații selecționate, pe, să zicem, pacientele sub 35 de ani, avem și rată de reușită de 50% pe un embriotransfer. Cu cât facem mai multe proceduri, rata de succes crește. Deci pe un embriotransfer e undeva în jur de 40%, faci două embriotransferuri, statistic 60-65%, trei embriotransferuri, 80% și crește. Însă
este totuși vorba de o statistică, adică sunt multe cupluri care obțin sarcina la prima încercare și sunt alte cupluri care efectuează și, nu știu, 7 de embriotransferuri și nu obțin sarcina, din păcate. Suntem în România, sunt obligat să întreb treaba asta. Cum e cu costurile legate de aceste proceduri? Cine le suportă? Cam pe la ce sume se ridică? Orientativ, așa, nu? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că, din păcate, procedura asta de fertilizare in vitro este o procedură scumpă, depinzând de, bineînțeles, de costurile clinicii de respective. Prețul se ridică pentru o procedură completă, adică puncție ovariană plus embriotransfer. Costurile sunt undeva în jur de 3.500-4.000 de euro. Și la acest cost se adaugă și costul medicației de stimulare, pe care tot pacienta trebuie să o suporte. Da, sunt niște costuri destul de ridicate. Sunt niște costuri mari și, din păcate, multe cupluri care cărora le trebuie fertilizare in vitro și care nu au cum să obțină sarcina prin altă modalitate, nu își permit pur și simplu. Din pricina asta, ați văzut că în lume, peste tot, și România, au început să fie programe de rambursare, programe de susținere prin care fie statul, guvernul, fie municipalitatea respectivă susține cuplurile și le rambursează o anumită sumă de bani, cum a fost programul acesta derulat anul trecut de Ministerul Familiei, care oferea o sumă de 15.000 de lei, adică aproximativ 3.000 de euro, o sumă importantă și pe care îl așteptăm acum să reînceapă. Se pare că va reîncepe. Și acum, tot o curiozitate personală, avem cuplu, boala, infertilitate, au venit la dumneavoastră, s-a rezolvat problema, toată lumea fericită, avem sarcina. O sarcină de acest gen sau rezultat în urma unei proceduri, să zicem așa, asistate, da, necesită vreo urmărire specială comparativ cu o sarcină venită pe cale naturală? Sarcina care este obținută printr-o procedură de fertilizare in vitro prezintă niște riscuri suplimentare față de o sarcină obținută pe cale naturală. În primul rând, în primul trimestru, femeia trebuie să continue medicația de susținere a sarcinii și de regulă undeva la sfârșitul primului trimestru sau mai devreme această medicație se reduce treptat. Pe lângă asta, de regulă, sarcinile care sunt obținute prin fertilizare in vitro pot să fie mai problematice dacă vorbim de o sarcină gemelară. Cu siguranță este vorba de niște riscuri suplimentare, de naștere prematură, de greutate mică la nașterea copiilor, de hipertensiune în sarcină, dar și o sarcină monofetală prezintă un risc un pic mai mare de patologie decât o sarcină obținută pe cale naturală. Deci aceste sarcini, rezultate în urma, să zicem așa, fertilizării asistate, necesită o urmărire mult mai atentă decât o sarcină obținută prin contact sexual sau natural, ca să spunem așa. Da, o urmărire mai atentă, da. Bun, și acum o întrebare pentru bărbați, că asta e o întrebare așa venită de la un bărbat pentru bărbații din cuplu, pentru că trăiesc și eu în lumea asta normală și trăiesc printre bărbați și au tot felul de discuții. Cum e, domnul doctor, cu sexul sau cu contactul sexual în timpul sarcinii și în timpul sarcinii rezultate în urma unei fertilizări asistate? Păi, în timpul sarcinii, contactul sexual este permis, deci poți avea contact sexual în sarcină. Bineînțeles, cu condiția ca femeia, cea care duce sarcina, să nu aibă vă problemă, adică simptome. Bineînțeles că dacă ai o sângerare sau dacă ai dureri sau dacă ai contracții, nu vei avea contact sexual. Sau dacă ai orice complicație a sarcinii, amenințare de naștere prematură, placenta previa, membrane rupte prematur, nu vei avea contact sexual. Însă la un cuplu la care femeia gravidă nu are nicio problemă, nu are niciun simptom, contactul sexual este permis în sarcină. Chiar apropo de asta, era un fel de anecdotă așa, la sfârșitul sarcinii erau unele femei la care nu se mai producea nașterea. Deci femeia săracă voia să nască și nu mai năștea. Și atunci, la un moment dat, acum vreo 10, 15, 20 de ani,
erau trimise o femeie de o sarcină de 39 de săptămâni și se spunea du-te acasă și fă set cu soțul tău și o să înceapă travaliu. Și se credea că în felul ăsta se va porni travaliu și de fapt s-au făcut niște studii care au arătat că nu are nicio, nu influențează niciun fel contactul sexual cu începutul travaliului. Bun, cam până în ce lună de sarcină pot avea cei doi parteneri contact sexual? Că și aici e o dispută destul de lungă. Da, să știți că s-au făcut studii asupra frecvenței contactului sexual în sarcină și bineînțeles că frecvența contactului sexual a scăzut pe măsură ce sarcina creștea în săptămâni, pentru că apar o mulțime de probleme. În primul trimestru femeia prezintă grețuri, prezintă vărsături. Nu cred că are uneori foarte mult chef de sex. Pe de altă parte, au fost niște studii care au arătat la femei fără absolut nicio problemă că libidoul a scăzut pe măsură ce sarcina a avansat. Și astfel, parcă în ultimul trimestru, undeva în jur de 20% au mai raportat contact sexual. Poate fi prevenită sau nu infertilitatea? Cu siguranță putem să facem anumite lucruri ca să prevenim. În primul rând putem să prevenim factorii de risc. Mă refer la fumat, la consumul excesiv de alcool, la obezitate, la curetajele uterine, la infecțiile cu transmitere sexuală. Apoi, exact ce am spus mai devreme, la femeie este atât de simplu de a-și măsura infertilitatea, cum de fapt și la bărbat. Orice bărbat poate să facă o spermogramă la o clinică din aceasta specializată pe tratamentul infertilității, iar femeia poate să facă aproape la orice laborator un AMH și astfel să aibă o orientare asupra fertilității sale și să, dacă vede că a trecut o perioadă de un an cuplul respectiv și nu obține sarcina, să facă tot posibil să ajungă la un specialist în infertilitate. Cu siguranță, pe lângă asta, scuze, în situațiile speciale pe care le-am spus de cancer care se tratează cu chimioterapie, cu radioterapie, trebuie să faci o crioconservare de ovocite sau o congelare de sperm. Asta era următoarea întrebare pe care o aveam pregătită pentru dumneavoastră și anume ce înseamnă crioconservarea de ovocite. Să ne explicați așa în câteva cuvinte ce înseamnă, cum se face, la ce e utilă. Crioconservarea de ovocite este o formă de prezervare a fertilității la femeile care, de exemplu, prezintă o formă de cancer, cum ar fi cancerul de sân, la care trebuie să facă o formă de terapie adjuvantă sau neoadjuvantă, chimioterapie sau radioterapie. Și acestea duc la sterilizare, la pierderea capacității de obținere a sarcinii. Și atunci femeia care, din păcate, a fost diagnosticată, de exemplu, cu cancer de sân, vine la clinică și face o procedură de fertilizare in vitro care se oprește după puncție. Adică face tratamentul, face injecțiile, are loc puncția, se extrag ovocitele și ovocitele acelea le congelăm. Și după ce a tratat cancerul, apoi se poate întoarce să folosească acele ovocite. Sau mai este cazul de social freezing, care este ceva ce în lumea occidentală și în America se folosește mult mai des decât la noi. O femeie, de exemplu, care alege întâi să-și construiască o carieră și se apropie de vârsta de 35 de ani și nu are un partener stabil sau nu vrea să facă atunci copii pentru că încă vrea să-și clădească o carieră, poate să facă această crioconservare de ovocite pentru a-și conserva fertilitatea. Și astfel, când va ajunge, nu știu, la 40 de ani și va dori să facă copii, să aibă acele ovocite puse deoparte, care au un potențial fertil bun pentru că au fost recoltate la 31 de ani, să zicem. Și face această procedură. Acum, dumneavoastră ați menționat de câteva ori fumatul și consumul de alcool ca și factori de favorizare a infertilității. Oamenii o să zică că eu v-am pus să faceți treaba asta știind că sunt pneumolog și că nu sunt foarte, nu știu cum să spun, nu sunt un mare susținător al fumatului. Din contră. Da, n-am din să contră, înțeleg niciodată. Da, sunt împotrivă pentru că mi se pare că este unul dintre cele mai mari rele legalizate în această lume. Și aici voiam să vă, da, să vă întreb o chestiune așa un pic particulară și
nu știu neapărat dacă puteți să-mi răspundeți, dar o să-mi încerc norocul. Aveți cumva ceva date despre, nici nu știu, procentul de infertilitate atât la bărbat cât și la femeie pe care l-ar induce acest obicei de a fuma? Nu pot să spun că am niște procente, adică un anumit procent de infertilitate se datorează fumatului, dar așa cum spuneam la început, fără să fie nicio înțelegere între noi doi, fumatul este, dintre toți factorii aceștia de mediu, fumat, consum excesiv de alcool, steroizi, obezitate, cel mai clar incriminat prin studii în apariția de infertilități. Deci sunt multe studii care leagă fumatul atât la femei cât și la bărbați de infertilitate, într-un efect care ține de doză. Cu cât fumezi mai mult, cu atât ai un risc mai mare. Și din păcate sunt multe cupluri care vin la specialistul infertilitate și el și ea fumând și spun, domne, gata de acum, mă las de fumat, gata, facem procedura și eu nu mai fumez. Din păcate durează, așa cum bine știți și dumneavoastră, luni de zile până când organismul reușește să contrabalanceze efectele astea negative ale fumatului. Și la fel este și pentru fertilitate. Cu siguranță că este bine că se lasă de fumat, dar va trece o perioadă de o lună, două, trei, până când spermograma, de exemplu, la bărbat se va îmbunătăți sau vascularizația ovarului se va îmbunătăți. Cum primesc cuplurile fumătoare sau cuplurile în care există cel puțin un partener fumător vestea că fumatul a trebuit cumva eliminat în acest proces sau în acest parcurs al lor de a avea, de a obține o sarcină? De regulă, sau să zic, o parte din ei, o mare parte dintre ei știu, li s-a mai spus că a trebuit să se lasă de fumat. Este greu din ce am văzut, este un viciu, într-adevăr este o dependență, dumneavoastră știți. Și uneori sunt multe persoane, atât bărbați cât și femei, care nu reușesc să se lase de fumat chiar pentru această motivație, care este o motivație extrem de puternică. Vrei să ai un copil, adică, și ți se spune, domnule, pentru a face copilul ăsta, lasă-te de fumat. Și uneori nu reușesc. Sunt persoane care fumează un pachet pe zi și reușesc să reducă la 3, 4, 5 țigări, dar să se lase de tot, nu. Sunt alții care reușesc. Da, mie mi se pare că este unul dintre cele mai mari rele ale acestei lumi, care a fost și legalizat. Și n-am înțeles de ce, în afară de aspectul financiar, n-am înțeles de ce, pentru că am văzut atât de multe drame date de fumat. Presupun că aspectul financiar este cel mai important în această poveste, da. Și înainte de a încheia această discuție despre infertilitate, aș vrea să ne spuneți câteva chestiuni și despre testarea genetică a embrionilor, pentru că mi se pare un aspect și un subiect destul de important de abordat în cadrul discuției despre infertilitate. Da, testarea genetică este un lucru care a intrat și în practica noastră din România de ceva buni. Într-adevăr, geneticianul devine și el un membru important al echipei multidisciplinare care tratează cuplul infertil. Există mai multe feluri de testare genetică. Ideea este simplă. Înainte de a pune un embrion în uter, vrem să vedem dacă nu cumva are o anomalie genetică. Procedura de testare genetică preimplantațională are niște indicații și există mai multe feluri de testare genetică preimplantațională. Cea mai frecventă este PGTA, care testează un embrion pentru a vedea dacă are un număr normal sau nu de cromozomi. Adică, pe măsură ce noi avansăm în vârstă, atât bărbații cât și femeile, celulele noastre sunt supuse procesului de îmbătrânire și de acțiunea factorilor de mediu. Și acest lucru se manifestă mai repede la femei și cu cât vârsta femeii crește, cu atât riscul de anomalii cromozomiale de număr crește. De exemplu, ca să ne referim la sindromul Down, care este cea mai frecventă aneuploidie și condiție genetică, să zicem că la vârsta mamei de 20 de ani, riscul de sindrom Down este 1 la 8.000 de nașteri. La 44 de ani, riscul este de 1 la 35 de nașteri. Deci a crescut enorm de mult și atunci, la un cuplu în care femeia, de exemplu, are peste 39 de ani sau 40 de ani, se face acest
PGTA pentru a vedea dacă acești embrioni pe care i-am obținut au numărul normal de cromozomi. Și să zicem că un cuplu a obținut 4 embrioni și fie femeia a mai efectuat niște proceduri înainte și am pus niște embrioni care din punct de vedere structural arătau bine, i-am pus și nu am obținut o sarcină. Și atunci femeia vrea să testeze embrionii și face testare genetică pentru acei 4 embrioni și îi vine înapoi rezultatul că 2 sunt buni, sunt euploizi, adică au un număr normal de cromozomi, și 2 au un număr care nu este normal. Și atunci, bineînțeles, că îi vom pune întâi pe cei care sunt euploizi. Testarea asta genetică este un lucru extrem de complex. În primul rând că este scumpă. Adică, de exemplu, testarea genetică a unui embrion poate costa și 500 de euro. Adică dacă ai un număr mai mare de embrioni, s-ar putea ca testându-i pe toți să dublezi costul procedurii FIR. Pe lângă asta, testarea genetică este o procedură care poate da și niște rezultate fals pozitive sau fals negative. Adică îți spune că embrionul este anormal, dar el de fapt este normal, sau spune că embrionul nu este normal, dar el de fapt era normal. Ceea ce bineînțeles că este foarte rău. Testarea genetică înseamnă o biopsie a embrionului. Adică luăm o mică porțiune din embrion, sunt mai multe feluri, acum se face biopsie de trofoblast. Se ia o porțiune din viitoarea placentă. Dacă iei o porțiune prea mare, s-ar putea să omori de embrion. Dacă iei o porțiune prea mică din materialul acela genetic, s-ar putea ca rezultatul să fie neconcludent. Adică ai făcut degeaba testul. În felul ăsta sunt niște limitări, să le numim, ale procedurii astea de testare genetică pe implantațională. Și mi se pare un lucru foarte important pe care ar trebui să înțeleagă un cuplu care apelează la așa ceva. În momentul în care testăm genetic de embrionii, noi nu creștem șansa de obținere a sarcinii. Embrionii sunt aceiași, indiferent că acel cuplu despre care vorbeam cu cei 4 embrioni îl pune primul pe acesta sau pe acesta, per global, el rămâne tot cu cei 4 embrioni. Singurul lucru la care umblăm este să grăbim obținerea sarcinii, să scurtăm timpul pe care îl avem de petrecut până la obținerea sarcinii și bineînțeles că în momentul în care pui un embrion care nu avea un număr normal de cromozom și nu obții o sarcină, treci prin un efort psihic, efort financiar, efort fizic, scurtezi timpul. Dar testarea genetică nu va crește șansele per global. Este vorba de aceeași embrion pe care îi avem. Cât durează în timp această testare genetică? De exemplu, în momentul acesta sunt multe clinici, cum a fi și Clinica Ginerea, care face testarea genetică preimplantațională în clinică. Pentru că înainte, când a apărut procedura asta, poate mulți trimiteam în afară și rezultatul dura săptămâni întregi. Acum să zicem că 3-4 săptămâni vine rezultatul. Și mai am o întrebare înainte să ne luăm la revedere și să stabilim o eventuală întâlnire în care să mai discutăm despre fascinantele dumneavoastră patologii, ca să zic așa, din sfera ginecologiei. Și anume, cam care este durata de timp de la momentul primului contact al unui cuplu care suferă de infertilitate până la obținerea sarcinii mult dorite? Da, intervalul acesta poate fi și este extrem de variat. Am avut cupluri la care erau extrem de determinați, au venit în clinică, știau că au o problemă, li se mai spusese de fertilizare in vitro, au venit să facă fertilizare in vitro și din momentul în care au intrat pe ușa clinicii, în 2 luni doamna era gravidă. Sunt alte cupluri la care investigațiile nu găsesc o cauză anume, de exemplu, omul este făcut să se întrebe de ce nu pot eu obține copii, care este cauza. Și avem așa numita infertilitate de cauză neexplicată, care înseamnă că nu suntem suficient de deștepți încă în momentul acesta ca să ne dăm seama ce se întâmplă acolo în neregulă. Și până când ajunge la procedura de fertilizare in vitro, a trecut, nu știu, un an. Apoi face o procedură de fertilizare in vitro, face un embriotransfer, nu reușește. Este o lovitură psihică pentru cuplul acela. Femeia sau bărbatul, amândoi, înregistrează foarte
greu această lovitură și revine în clinică peste un an, de exemplu. Sunt unele cupluri la care pentru a obține sarcina durează 2-3 ani, așa cum, din păcate, trebuie să o recunoaștem cu toții cei care lucrăm în infertilitate, avem rar și un cuplu care nu reușește să obțină sarcina. Din diverse motive, la un moment dat nu mai poate din punct de vedere psihic, nu mai poate din punct de vedere financiar, își ia gândul de la asta, sunt unii care pierd lupta. Domnul doctor, vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat și pentru lumina pe care ați făcut-o în această zonă a infertilității, care din punctul meu de vedere este o patologie cu un impact destul de important din punct de vedere psihic sau asupra psihicului celor doi parteneri ai cuplului. Și în același timp vreau să vă adresez invitația ca să ne mai vedem la eventuale înregistrări în care să discutăm despre suferințe din sfera ginecologiei. Cu mare drag, cu mare drag, sper că am ajutat într-o anumită măsură și vis-a-vis de ceea ce spuneați, într-adevăr, se pare că pentru multe cupluri partea psihică este cea mai importantă. Travaliul psihic este mai important decât travaliul fizic, travaliul financiar. Și s-au făcut niște studii care măsurau stresul femeilor și al bărbaților, al pacienților, al cuplului infertil, și au văzut că pacienții care se luptau cu infertilitate aveau un nivel de stres asemănător cu al celor care se luptau cu cancerul. Din păcate. Da, e un nivel de stres foarte mare și o presiune foarte mare asupra celor doi, numai din partea familiei, cât și din partea societății. Că știi, acum când ai ajuns la o vârstă, te duci la orice întâlnire, nu contează felul întâlnirii, toată lumea sau se găsește cineva acolo care să te întrebe, dar voi când faceți copii? Dar fără ca cel care adresează această întrebare să se gândească cel puțin că în spate e posibil să fie o dramă. Și asta cumva accentuează, să zic așa, suferința psihică a cuplului care suferă de infertilitate. Într-adevăr. Așa este. Domnul doctor, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ne-ați povestit chestiuni destul de interesante despre infertilitate și sper să ne mai vedem. Cu mare drag. Ne revedem oricând. O seară bună!